Planuri ambițioase pentru Alimpești. Daniel Floarea, noul primar al comunei Alimpești, a declarat într-un interviu acordat pentru 1+ TV principalele obiective de dezvoltare care vizează îmbunătățirea infrastructurii esențiale pentru locuitorii comunei. Printre prioritățile administrației locale se numără reabilitarea dispensarului uman, un proiect ce vizează asigurarea unor condiții mai bune pentru accesul la servicii medicale. Un alt obiectiv esențial este modernizarea școlii generale din Alimpești, un proiect ce are ca scop îmbunătățirea infrastructurii educaționale. Primii pași, continuarea proiectelor care le-am promovat acum în mandatul trecut și continuarea proiectelor făcute de actuala administrație. În principiu, cum am promis și în campanie, în principiu dispensarul uman și școala generală de abilitare. De asemenea, edilul ne-a mai spus cât de importante sunt aceste proiecte pentru cetățenii comunei Alimpești. Sunt foarte importante datorită faptului că orice infrastructură, lucru la infrastructură, orice aduce un grad de confort și un trai locuitorilor comunei.